să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie, către stânca mântuirii noastre înaintea Lui. Să mergem toți cu laude, cântați cântece, cântați cântece, cântați cântece, oh, în cinstea Lui. Domnul este mare împărat, marea și uscatul l-a creat. Domnul este mare Dumnezeu, Lui mă închinie creatorul meu. Haide să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie, către stânca mântuirii noastre înaintea Lui. Să mergem toți cu laude, cântați cântece, cântați cântece, cântați cântece, oh, în cinstea Lui. Să ne împinăm, să ne sperim, să plecăm genunchii, să-L slăvim. Noi suntem poporul Domnului, putem fi smuși în mâna Lui. Haide să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie, către stânca mântuirii noastre înaintea Lui. Să mergem toți cu laude, cântați cântece, cântați cântece, cântați cântece, oh, în cinstea Lui. Să cântăm, haide să cântăm cu veselie, cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie, către stânca mântuirii noastre înaintea Lui. Să mergem toți cu laude, cântați cântece, cântați cântece, cântați cântece, oh, în cinstea Lui. Cântați cântece, cântați cântece, cântați cântece, oh, în cinstea Lui. Se-apropie, te rog, nu uita, războiul e al Domnului. Rămâi în picioare și nu dispera, războiul e al Domnului. Tu cântă-i glorie, laudă, puterea e numai a Lui. Tu cântă-i glorie, laudă, onoarea și cinstea-i a Lui. Slavă să îmbraci, arsășii, războiul e al Domnului. Ține sus cuvântul și nu te clinti, războiul e al Domnului. Tu cântă-i glorie, laudă, puterea e numai a Lui. Tu cântă-i glorie, laudă, onoarea și cinstea-i a Lui. Tu cântă-i glorie, cinstea-i a Lui.
iar Dumnezeu. Războiul e al Domnului, tu când dai glorie, laudă, puterea e numai a Lui. Tu când dai glorie, laudă, onoarea și cinstea e a Lui. Tu când dai glorie, laudă, puterea e numai a Lui. Tu când dai glorie, laudă, onoarea și cinstea e a Lui. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Din el, prin el. Din el. Să fie Domnul, a Lui să fie gloria în veci de veci. Amin. Da, a Lui să fie gloria pentru că El o merită și noi am venit în dimineața aceasta în acest loc, așa cum cuvântul Domnului, prin marele apostol al neamurilor, prin apostolul Pavel, ar fi foarte bine
să reținem acest verset din Romani, capitolul 12, versetul 1. Ascultați ce spune fratele Pavel. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, ca o jertfă sfântă, ca o jertfă plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și biserica ar trebui să spună un amin. Noi venim să aducem slujbe duhovnicești ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu. Și pentru aceasta este neapărat să aducem trupurile noastre. Problema mare este cu trupurile. Cea mai mare problemă care noi o avem este cu firea pământească. Asta este problema numărul unu a tuturor creștinilor, a mea și a dumneavoastră. E problema firii pământești care locuiește în trupurile noastre și își cere drepturile. Și am vrea ca legea Duhului de viață să desfințeze legea păcatului și a morții. Romani, capitolul 8, versetul 1 și 2. Și iar ar trebui să spună biserica amin. Da, legea Duhului de viață să desfințeze legea păcatului și legea morții. Și când asta se va întâmpla în mod individual cu mine și cu fiecare din dumneavoastră, vom cânta mai cu har, ne vom ruga mai cu har și ne vom bucura în prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul, Biserica Philadelphia! Vă rog să puneți pe cele trei schinuri versetul nostru de aur, Evanghelia după Ioan, capitolul 10, cu versetul 10. Și după aceea, cu toată adunarea, vom rosti rugăciunea cea mai perfectă pe care un pământean poate să o rostească, și aceasta este rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Dar prima dată rostim cu voce tare, ne concentrăm și să știți că în fiecare cuvânt este o mare putere, fiecare cuvânt emană din el o mare putere care ne poate acoperi și poate să scoată din noi tot ce nu este dumnezeiesc și sfânt. Și poate să pună noi dumnezeirea întreagă în noi. Haidem, dar, să rostim cu toții acest verset. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Doamne, fă ca fiecare de aici să experimenteze acest mare adevăr, o viață din belșug. Cu toții rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă rog din toată inima să vă luați timp să dați mâna unii cu alții. Vă rog să vă binecuvântați cu un cuvânt de binecuvântare. Ocupați locurile, timpul deja este dușmanul nostru din totdeauna. Și va trebui să fim foarte operativi, foarte, foarte operativi. Vreau să salut în dimineața aceasta câțiva oameni care sunt cu noi aici, și dacă fratele Mihai Cadar este aici, aș vrea să se ridice în picioare. Fratele Mihai, ești la biserică? Dumnezeu, stai puțin în picioare, băiat frumos ce ești. E un băiat frumos, Mihai, vine din Spania, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Biserica mea, vă rog frumos. A venit acasă, de fapt. Ok. O să te facem membru, poți să devii membru asociat al bisericii noastre, ok? Dacă depui o cerere de membru, păstorii te va aproba ca membru asociat. Fratele Mihai vine din Spania, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Dar cu noi în această dimineață
o surpriză foarte faină, mie mi-a făcut și nouă, băiatul ăsta frumos, care o să vedeți ce băiat frumos se ridică acum, în următoarele secunde. Marcus Bujdei vine din Biserica Elim, din familia Bujdei, a fratelui Steli și a sorei Simona. Bunicii sunt familia fratele Romica și sora Maria, care îi cunosc foarte, foarte bine, Berzescu, care îi cunosc foarte, foarte bine. Marcus, ridică-te picioare! Oh, Dumnezeu, e frumos? Very nice! Stai în picioare, băiat frumos! Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Marcus! Spui biserica mea, vă rog frumos! O să vedeți cum cântă Marcus în trompetă, ok? O să-l vedeți, o să-l vedeți! Și cu el se află și Daniel Veliciu. Unde ești, Daniel Veliciu, din Elim? Unde ești? Acolo e Daniel, tot înalt, și el e băiat frumos. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Daniel. Spune biserica mea, vă rog frumos. Amin. Un alt băiat faină, Sebastian Cioloș, de la Tennessee. Unde este Sebastian? Tot acolo, Dumnezeu să-l binecuvinteze și pe el. Și acum serviciul va continua și numele Domnului să fie lăudat. Amen, amen. Thank you. Spre slava lui Dumnezeu ascultăm fanfara, apoi surorile Purcaru, corul bisericii. Cuvântul Domnului va fi vestit de fratele Samuel Suici și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin.
Eu mă las, Iisus, pe al Tău braț. Ești speranță și alin. Eu mă las, Iisus, pe al Tău braț. Ești speranță și alin. Eu de am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. Eu de nevoie de Dumnezeu. Cine are nevoie de Dumnezeu să mai cânte cu noi odată refrenul acestei cântări și Dumnezeu să lucreze. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Tu
Să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos și în dimineața aceasta, în locul acesta. Câți dintre voi sunteți bucuroși că sunteți în locul acesta? M-am trezit azi dimineață pentru a nu știu câta oară plouă. Nu? Și te trezești cu un chef de parcă ai sta în pat mai mult decât să te trezești, să te speli și să începi ziua cu Dumnezeu. Sunt bucuros să fiu în locul acesta cu dumneavoastră, în special cu familia Tamaș. Când i-am întâlnit, i-am zis că e maghiar și el a zis că s-ar putea. I-am zis lucrul acesta pentru că să nu mă simt singur maghiar, sunt de origine maghiară, sunt născut în Timișoara. Dacă voi greși cumva cu expresie în limba românească, s-ar putea din cauza că vorbesc mult engleză și acasă vorbesc mult ungurește. So, vă rog frumos să mă iertați pentru lucrul acesta. N-am vrut să predic în engleză pentru că încă nu sunt stabil pe limba aceasta englezească. Avem 4 ani de zile de când, aproape 4 ani de zile de când ne-am mutat în Statele Unite. Dumnezeu ne-a pus pe inimă să culegem informații și să putem să trecem la planul care Dumnezeu ne-l-a pus pe inimă să deschidem o biserică în Toronto, Canada. Aceasta este o parte din viața mea. Dacă vreți să știți mai multe, poate la urmă vă povestesc mai mult. Este o dimineață specială în care o familie își aduce copilul la binecuvântare. O familie specială pentru mine, pentru că am întâlnit și am descoperit că sunt niște oameni simpli, deschiși, transparenți, care îl caută pe Dumnezeu într-un mod aparte. Cu Jacob aveam și ne mai povestim, ne mai sunăm unul pe altul, ne încurajăm unul pe altul și îmi place de omul acesta. Dacă aveți nevoie de unul care să vă încurajeze, el este un om, sunați-l de încredere. Știu care probleme, știu care necazuri, dar pe lângă lucrurile acestea îl prezintă pe Dumnezeu într-un fel aparte. Când am aflat că în jur de septembrie Cristina va naște, împreună cu soția mea am spus, hai să ne rugăm pentru ea. Soția mea a trecut printr-o perioadă în care a pierdut o sarcină și știu cât de dificil e să poți să duci până la sfârșit ceea ce Dumnezeu ți-a oferit. Ne-am bucurat cu ei după aia pentru câteva momente, m-am bucurat de copilul acela, mi-a fost frică să-l țin în brațe, știu că poate v-ați gândit atunci când am fost la voi acasă că numai soția mea a ținut copilul în brațe. Pentru mine copilul e ceva ca un bibelou și când eram mic am spart o grămadă de bibelouri și mi-e frică să pot să-l țin așa, că e fragil. Pe lângă lucrurile acestea, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu un subiect foarte interesant. Am trăit, am crescut într-o familie de baptiști, mai târziu am trecut, pentru că am fost curios, în Biserica Pentecostală. Am descoperit foarte multe lucruri acolo, că Dumnezeu m-a trimis să studiez mai mult, pentru că mi-am dorit și încă îmi doresc să cunosc mai mult din Dumnezeu. Am crescut într-o familie în care comunicarea era foarte proastă. Și în timp ce mă gândeam la un subiect foarte interesant pentru binecuvântarea copilului, a fost puterea cuvântului rostit. Am pregătit și un slide, poate că cei de la video o să mă ajute. Nu știu cum o să putem să ne încadrăm cu filmarea și cu proiectarea. Dacă o să puteți să mă ajutați, m-aș bucura de lucrul acesta, m-ar ajuta să pot să prezint mesajul din dimineața aceasta. Puterea cuvântului rostit are un efect foarte puternic asupra ființei noastre. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă încurajați în fiecare dimineață, nu știu câți dintre dumneavoastră vă treziți și vă încurajați că în ziua aceasta Dumnezeu mă va binecuvânta. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă încurajați atunci când sunteți bolnavi că Dumnezeu mă va vindeca. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă încurajați copilul atunci când suferă. Pare rău că soția mea nu este aici, din nefericire eram aproape să plecăm și aseară am avut febră, fetița mea a venit azi noapte lângă mine, a preluat febra. La noi merge în circ vicios, dacă soția mea are, fiica noastră ia și ea.
dacă eu mă răcesc și fetița noastră se răcește. Noi răspândim lucrurile acestea negative și încercăm să acoperim cu binecuvântarea și să răspândim binecuvântarea peste. M-am rugat pentru ea și sper ca Dumnezeu să atingă, că atunci când mă duc acasă să fie liberă de febră, liberă de tușeală și să putem să ne bucurăm împreună de prezența lui Dumnezeu și de minunile care le face. Puterea cuvântului rostit are un efect mare asupra vieții mele personale și are efect puternic asupra vieții celor din jurul nostru. N-am crescut cu încurajări. Am fost copilul mijlociu în casă. De fiecare dată le-am zis părinților mei că m-am simțit ca un sandwich. Când era cineva de vină, eu am fost acela. Câteodată le-am povestit acum câteva săptămâni la o familie americană că m-am simțit parcă aș fi a fost adoptat, nu copilul lor. Pe parcursul vieții mele am descoperit că, de fapt, disciplina e un plan de încurajare. Dar nu vreau să vorbesc despre lucrul acesta și vreau să vorbesc să vin înaintea dumneavoastră, că toți avem copii, unii sunteți bunici, aveți nepoți și copii, alții aveți strănepoți și copii, copiilor. Aș vrea să primim dimineața aceasta un pic profund în mesajul acesta. Știu că eu am fost un exemplu rău în casa mea până la o anumită vârstă. Mama mea întotdeauna a avut de zis negativ. Pe parcursul vieții s-a schimbat roata și a început să mă binecuvânteze. Ce rostești tu asupra copilului tău are efect puternic. Ce rostești tu asupra familiei tale are un efect puternic. Și cuvântul acesta are două tăișuri. Cuvântul care poate binecuvânta și cuvântul care poate blestema. Mă uit în viața lui Iisus, în alergarea lui pe pământul acesta și de fiecare dată au avut un mesaj pozitiv. Au avut un mesaj de încurajare, au avut un mesaj de vindecare, au avut un mesaj de liberare. Și vreau să mă opresc la un punct unde spune un soldat și vine la Iisus și spune doar o vorbă să-mi spui. Doar o vorbă să rostești și știu că se va întâmpla. Puterea cuvântului are efect mare în viața noastră. Depinde cum îl folosim. Mi-aș dori să binecuvântați copilul acela și nu numai pe Isaac, pe Isaiah, ci pe ceilalți trei copii ai voștri să binecuvântați în fiecare dimineață. Să vă treziți cu ei și să rostiți când vor pleca la școală. Un exemplu din viața mea este acesta. Mergem dimineața la școală cu fica mea, Taisha. Ne-am făcut un obicei. În drum spre școală, eu îmi întind mâna în spate și ea îmi prinde mâna și ne rugăm. Într-o dimineață am fost foarte aglomerat cu ceva telefoane. Nu că am uitat, dar așa presiune mare am avut pe mine încât mi-a sărit momentul acela când am ieșit pe ușă, când am intrat în mașină să pot să o țin de mână și să ne rugăm. Și fica mea se întoarce și fica mea la un moment dat spune: Tati, do you want to pray for me? Cum încep ziua ta în alergarea de zi cu zi? Cuvântul este puterea prin care noi creăm lucruri și distrugem lucruri. Cuvintele pe care le rostim pot vindeca sau pot crea răni. Sunt lucruri pe care noi de multe ori nu le sensibilizăm, de multe ori nu le punem în valoare, ci le rostim și după aia ne dăm seama de lucrurile care le-am spus. De multe ori cântăm în biserică și nu ne dăm seama de puterea cuvintelor care le cântăm. De multe ori încurajăm persoanele care sunt dărâmate, dar noi nu ne dăm seama doar de dragul de a spune, noi nu ne dăm seama de fapt că cuvântul acela are un rol, are o putere extraordinară asupra ființei rostite. M-am trezit o dimineață, Jacob știe de problema aceasta, i-am textuit, noi, așa de frustrat am fost cu lucru. Vreo două luni de zile am avut probleme la serviciu și într-o dimineață soția mea se trezește și îmi spune: știi, câteva luni de zile în urmă, era o perioadă bună pentru noi. Și îi spun soției mele: știi ce am descoperit? Dumnezeu îmi spune și Duhul Sfânt mă învață să-mi binecuvântez ziua de dimineață.
Pentru că în momentul când îmi binecuvântez ziua de dimineață, acel lucru primesc. Și spune psalmistul în psalmul 8, tu l-ai făcut mai puțin prejos decât Dumnezeu, adică pe omul, și l-ai încoronat cu slavă și cu cinste. L-ai pus să domnească peste toate lucrările mâinilor tale, i-ai pus totul sub picioare, oi și boi deopotrivă, chiar și fiarele câmpului, păsările cerurilor și peștii mării, tot ce străbate căile mărilor. Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce avem nevoie. Ne-a dat mai mult decât avem nevoie. Ne-a pus stăpânire peste lucrurile, pe care, lucrările mâinilor Lui. În alergarea de zi cu zi, știu că este greu să gândești limpede. Este o luptă spirituală la nivelul minții și la nivelul inimii. Psalmistul spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dar pe altă parte spune că din prisosul inimii vorbește gura. Ceea ce colectăm noi în fiecare zi, ceea ce adunăm noi în fiecare zi, ceea ce avem noi în inima noastră, bineînțeles, mintea noastră este întotdeauna șmecheră și vrea să arunce vorbe înaintea inimii. Și această luptă se va întâmpla. Suntem oameni, Apostolul Pavel spune că vrea să facă binele și răul este lipit. S-a întâmplat și la oameni mari, nu numai, nu numai la noi, oameni mici. Încercăm să creștem în credința noastră, să putem să ajungem la maturitatea aceea în care să putem să ne încurajăm unii pe alții, să mă încurajez pe mine, să mă încurajez familia atunci când trec în diferite momente. S-ar putea să se întâmple că la un moment dat să spargă ceva în casă. Cum s-a întâmplat la mine, ceva scump. Nu vreau să vă povestesc ce s-a întâmplat după aceea. Fiecare știți cam ce se întâmplă după ce se întâmplă boacă în casă. Am învățat un lucru și am încercat să o învăț și pe fiica mea să comunic, să vorbesc. E ușor să bați, e ușor să strigi, e ușor să pedepsești, dar e foarte greu să comunici. Puterea cuvântului rostit, dacă nu rămânem nimic cu altceva în dimineața aceasta, ai grijă cum vorbești în familia ta, ai grijă cum vorbești în societate, ai grijă cum vorbești cu copiii tăi și ai grijă ce vorbești în direcția ta. Aș vrea să mă opresc la un pasaj din Scriptură. Am luat textul din noua traducere, poate încă dumneavoastră folosiți Cornilescu. Îmi place un pic noua traducere pentru că folosește cuvintele un pic adecvate zilele noastre. Și aș vrea dacă mă ajutați acolo în Genesa, capitolul 27. E un pasaj pe care îl iubesc foarte mult. Și de ce îl iubesc? Pentru că este vorba de binecuvântare. S-a întâmplat ca acești doi frați să aibă probleme între ei. Când cel mai mic, deși sunt gemeni, cu Scriptura spune că unul a ieșit mai repede, celălalt mai târziu. Putem să folosim cel mai mic și cel mai mare. Esau și cu Iacov. În această poveste spune cuvântul lui Dumnezeu că Iacov a luat binecuvântarea fratelui cel mare. În istoria evreiască se spune că cel mai mare întotdeauna primește binecuvântarea și dacă sunt 10, 12, 15 copii în urmă, restul trebuie să-i slujească celui mai mare. Întotdeauna cel mare primește binecuvântarea. Și tradiția aceasta încă se aplică pentru mulți evrei și încă trăiesc cu această învățătură. S-a întâmplat ca Isaac să îmbătrânească și să ceară lui Esau să vină și să-l binecuvinteze. Să-i dea binecuvântarea pentru ca în momentul când va muri să poată să continue ceea ce Dumnezeu i-a promis lui Iacov și să transmită binecuvântarea mai departe. Nu intru în detalii în povestea aceasta, în întâmplarea aceasta, aș vrea să mă opresc la versetul 25. Atunci Isaac a zis,
Pentru că Iacov a intrat cu, atunci Isaac a zis: adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, pentru ca să te binecuvântez. Iacov a făcut exact ceea ce trebuia să facă Esau. Iacov i-a adus mâncarea, iar Isaac a mâncat, i-a adus și vin ca să bea. Apoi tatăl său, Isaac, i-a zis un lucru foarte important care îmi place aici: apropie-te și sărută-mă. Citeam câteva săptămâni în urmă într-o carte despre efectul acesta de a putea manifesta sentimentele față de copiii tăi. Și ce puternic este atunci când un copil îți cere să-l îmbrățișezi. Și spunea autoarea: niciodată să nu fii primul ca părinte care dai drumul din îmbrățișare. Și copilul tău să facă primul pas întotdeauna. Pentru că dacă tu îi faci pasul acesta, copilul simte și încet, încet se va rupe relația aceasta dintre copil și părinte. Vorbea despre lucrurile emoționale și sentimentale. Scriptura ne vorbește de lucrurile acestea. Apropie-te și sărută-mă. Și spune mai departe: el s-a apropiat și l-a sărutat așa cum tatăl i-a cerut. Și fiți atenți mai departe ce se întâmplă. Isaac a simțit mirosul hainelor lui și l-a binecuvântat zicând: mirosul fiului meu este ca mirosul câmpului pe care Domnul l-a binecuvântat. Mirosul fiului meu este ca mirosul câmpului pe care Domnul l-a binecuvântat. Mulți poate ați lucrat prin agricultură. Am avut parte să merg și eu la Traierat, să merg și eu la cu bunicii la câmp. N-a fost o plăcere, pentru că fiind copil îți plăcea mai mult să te joci decât să fii afară și să fii în soare, în căldură, dar vedeai roadele care ies din câmp. Domnul l-a binecuvântat. Continuă și spune: Dumnezeu să-ți dea partea cea mai bună, roa cerului, toate lucrurile cerești, și din grânarele pământului, tot ceea ce se întâmplă pe pământul acesta. Să-ți dea grânare și vin, nu oricum, și din belșug. Și ne-am citit adineauri, versetul de aur, că Iisus ne dă viață din belșug. Dumnezeu ne dă din belșug toate lucrurile. Noi cerem, noi trebuie să cerem, noi trebuie să comunicăm, noi trebuie să spunem copiilor noștri, familiilor noastre, soților, soțiilor, cuvinte din belșug, binecuvântări din belșug. Poate că nu ai pâine, poate că nu ai mâncare destul în casă, poate că nu faci destui bani, poate că muncești de dimineața până seara și tot nu-ți ajunge. Copilul tău are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai mult decât ceea ce lucrezi tu. Copilul are nevoie de binecuvântarea părintelui, pentru că Dumnezeu binecuvântează întotdeauna copilul prin părinte. Popoare să slujească. Și ăsta e un lucru foarte important. Popoare să slujească, dacă dați slide-ul mai departe. Probabil că am sărit acolo. Popoare să slujească și noroadele să se plece înaintea ta. Stăpânește peste frații tăi și fiii mamei tale, cum spuneam despre tradiția evrească, să se plece înaintea ta. Și vreau să mă opresc la partea de jos. Bestemați să fie cei care te vor blestema și binecuvântați să fie cei ce te vor binecuvânta. Aș vrea să exclud partea aceea cu blestemați să fie cei care te vor blestema. Și aș vrea să rămâi cu partea ultimă care transmite Iacov. Binecuvântați să fie cei care te vor binecuvânta. Se întâmplă că Esau să vină înapoi și, dacă citim mai departe lucrurile acestea în Scriptură, vedem ce se întâmplă acolo. Și vreau să mă opresc și vreau să mă apropii de încheiere cu gândul acesta. În ultimul moment, când Iacov își dă seama că Esau... i-a luat binecuvântarea, în momentul când Esau își dă seama că Iacov a luat binecuvântarea,
Isaac spune în felul următor, în felul următor. Cu siguranță el va fi binecuvântat. De, bineînțeles, Esau râcnește, iese din el partea negativă a lucrurilor, iese din el manifestarea aceasta negativă pe care se întâmplă amărăciunea, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar încheie cu un cuvânt interesant. N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine? N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine? Am dat totul afară. El este acela care moștenește binecuvântarea. Nu mai am nimic. Pentru mine, n-ai păstrat nicio binecuvântare? Dumnezeu păstrează pentru noi multe, multe lucruri și multe binecuvântări. De multe ori ne frică să le cerem. Una dintre binecuvântări poate ar fi sănătate. Una dintre binecuvântări poate ar fi copilul tău să se întoarcă la pocăință. Unul dintre binecuvântări s-ar putea ca soțul tău să aibă un job. Unul dintre binecuvântări ar fi bunuri materiale. Dumnezeu are din belșug pentru tine și pentru mine multe binecuvântări. Și aș vrea să vă las cu o întrebare. Ce oferi copilului tău? Dumnezeu să vă binecuvinteze, să meditați la lucrul acesta și sper ca o parte din răspuns să fie cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, Scriptura, să pot să-l transmit copiilor mei, pentru că este cea mai mare valoare. Știu că sunt multe exemple, sunt multe de spus, dar așa să mă opresc la acest lucru, la cuvântul acesta. Ce oferi copilului tău? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Yes, o întrebare care este plină de provocare, ce oferim copiilor noștri. Dumnezeu să ne ajute să oferim copiilor noștri pe Domnul Iisus Hristos în toată plinătatea Lui, în fiecare zi. Și noi ar trebui să spunem un... Dragii mei, dați-mi voie să prezint familia care în această dimineață au adus un băiat pentru ca să punem numele Domnului peste el. Familia Tamaș, fratele Jacob și sora Cristina au adus un băiat cu numele Isaia Jan. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe acest băiat cu numele Isaia Jan și biserica să spună un amen. Dumnezeu să binecuvinteze toată familia Tamaș. Dumnezeu să binecuvinteze bunicii din partea tatălui, pe sora Suzana, pe fratele Iacob Tamaș. Biserica să spună încă un amin, vă rog, frumos. Bunicii din partea mamei, pe fratele Ioan și sora Irina Radu, Dumnezeu să binecuvinteze și familia Radu. Rudenile apropiate din partea ambilor părinți, pe Lucian și Dana Radu, pe Dana și Ducu Balog și pe Marius și Dana Radu. Dumnezeu să binecuvinteze toate aceste familii. Și nu numai pe cele pe care eu le-am nominalizat aici, pe familiile care sunt prezente aici sau care sunt în America sau în România. Și acum, dar, aș vrea să ne ridicăm în picioare, aș vrea să chem părinții pe platforma aceasta în față și pe fratele Mihai Cordoneanu ca să rostească rugăciunea de binecuvântare peste acest băiat cu numele Isaia Jean. Isaia Jan și după ce voi citi cuvântul Domnului, care îl găsim în Numeri capitolul 6, fratele Mihai Cordoneanu, păstor în biserica noastră, va rosti numele Domnului Hristos peste acest băiat, peste părinții lui și peste familia Tamaș. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le,
Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Isaia Jean. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Isaia Jean. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Isaia Jean. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta cu părinții, cu bunicii și cu întreaga biserică, să spunem din toată inima. Amin. Fratele Mihai va rosti numele Domnului Hristos peste acest băiat cu numele Isaia Jean. Te binecuvântăm și te slăvim pe tine, Tatăl nostru. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim pentru bunătatea și dragostea ta. Suntem înaintea ta cu acest copilaș, Doamne, Isaia Jean, și te rugăm să-ți pui numele tău peste el în dimineața aceasta. Amen. Să-i scrii numele lui în cartea vieții și să te oprești în dreptul lui și să-l binecuvintezi, Doamne. Amen. Noi l-am adus înaintea ta împreună cu părinții. Te rog să lași ca binecuvântarea ta să-i însoțească pe pământul acesta. Amen. Și pentru copilașul acesta te rog, binecuvintează-l cu o creștere normală, Doamne. Te rugăm, Doamne, binecuvintează-l Iisuse cu sănătate. Amen. Ferește-l de foc. Amen. Ferește-l de apă. Amen. Ferește-l de oamenii răi, Doamne. Amen. Și de duhurile înșelătoare. Binecuvintează părinții cu pocăință, Doamne. Amen. Dă-le putere să se apropie de tine, să-și crească copiii în frică și temere de tine. Amen. Te rog, îngrijește-te de pâine de toate zilele din casa lor. Amen. Binecuvântarea ta să rămână peste ei, Doamne. Amen. Astfel, dacă în trecut s-a pus numele tău peste copiii lui Israel, noi punem numele tău peste copiii noștri care ai lăsat ca binecuvântare în casele noastre, Doamne. Da, Doamne. Și de aceea binecuvintează acest copilaș, Doamne Iisuse. Isaia, Doamne, fă-l un proroc al tău, fă-l un om devotat pentru tine. Fă-l un om care să te slujească, Doamne, Amen, când va fi mare, să te leagă pe tine, Amen, ca Domn și Stăpân al vieții lui. Dă-i, Doamne, o creștere aceasta care nu-s normală și binecuvintează-i toate mădularele din trupul Amen lui, Doamne. Fă astfel ca părință să poată, Doamne, cunoaște binecuvântarea ta. Cunoaște, Doamne, harul tău și dragostea ta. Binecuvintează toată familia ta, mași, Doamne. Amen. Și ajută-i cu toți și împreună cu noi să te slujim din toată inima. Îți mulțumim de harul tău și îți slăvim numele tău, Tată, de acum și în veci de veci. Amin. Ocupăm locurile și în timp ce cântă grupul de laudă, ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie.
Dragi frați și surori, se închină Domnului prin cântare sora Diana Pound, Domnul să binecuvinteze, apoi un solo la trompete, fratele Marcus, Domnul să binecuvinteze și pe el, să dea putere și tărie și ungerea Duhului să fie peste amândoi. Și apoi, după aceste două puncte, să ascultăm corul bisericii care va lăuda pe Domnul. Și toate acestea să fie spre slava Domnului. Amin. Domnului, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață la închinare. Înainte de a cânta, doresc să vă aduc salutul bisericii noastre de la Biserica din Elim, din Chicago, care este salutul Harul și Pacea Domnului. Ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră aici, dar totodată pe noi acolo. Amin. Thank you.
Hrana mea! Slăvit să fie Domnul! Eu sunt Alfa și Omega, eu sunt Alfa și Omega, Domnul Iisus a zis. Eu sunt Alfa și Omega, eu sunt Alfa și Omega, Domnul Iisus a zis. Începutul și sfârșitul este Dumnezeu, nu e altul pe pământ și cer. Eu sunt Alfa și Omega, Aleluia!
Slăvit să fie Domnul! Amin. Domnul să vă binecuvinteze! Am vrut în această dimineață, cu ajutorul Domnului și a fratelui Luca, să vă fac o surpriză, să vă fac o vizită, să vă citesc un text scurt și o predică lungă. Ca să mă țineți bine minte și să vă dau un cadou de ziua mulțumirii. Acum, pentru că trăiți în luna mulțumirii, o să trebuiască să mulțumiți și pentru mine, orică am venit, orică am plecat. De aceea, cu dragoste, vă invit să vă ridicați în picioare. Și așa cum v-am spus, o să citesc un text scurt. Cei care aveți Scriptura, puteți să deschideți la Psalmul 23, versetul 1. Probabil că ar fi bine să le recităm cu toții, că îl știm, da? Deci Psalmul 23, versetul 1. Și haideți să spunem împreună. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Credeți lucrul ăsta? Hai să-l mai spunem o dată. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și Domnul să facă așa după cum am spus. Amin? Amin. Vă invit să ocupați locurile. Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Aș vrea să nu vă grăbiți în mintea dumneavoastră și să aveți prejudecata că am să am o predică despre prosperitate. Eu nu cred în prosperitate, nu sunt adeptul ei, nu cred că este biblică și n-am să predic despre ea. Dar în același timp ce spune Scriptura, eu cred din toată inima și cred și dumneavoastră. Amin? Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. De nimic de ceea ce am nevoie, nu de ceea ce îmi doresc eu. Deci asta este diferența. De ceea ce îmi este vital, esențial vieții, ceea ce trebuie pentru familie, pentru casă și nu ceea ce eu îmi doresc ca și dorință, ca moft. Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Înainte de orice aș vrea să primiți salutări din partea Bisericii Elim din Tacoma, Washington, și din partea noastră vă dorim să aveți nu o lună, nu o zi, nu un an, dar o viață întreagă de mulțumire. Amin? Amin. Ne apropiem de sărbătoarea mulțumirii, în care fiecare dintre noi ne facem socotelile, tragem linia și vedem care sunt binecuvântările. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate și nu uitați niciuna din binefacerile Lui. Câți dintre voi știți câte binecuvântări v-a dat Dumnezeu anul acesta până azi? Câte? Multe nu-i număr, să știți. Multe nu-i număr. Câte binecuvântări ați primit în biserică? Multe. Nu-i număr. Deci gândiți-vă bine, nu-i număr. Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să-i mulțumim pentru toate. Toate înseamnă un număr. Înseamnă un total, înseamnă să faci 1 plus 1 plus 3 plus 5 plus 10 plus 15, fac 745.000 de binecuvântări. Câte Dumnezeu v-a dat dumneavoastră? Trebuie să-i mulțumiți lui Dumnezeu și spune Scriptura și să nu uitați nici una, să nu uitați niciuna din binecuvântările Lui. Asta înseamnă că trebuie să faci în așa fel socotelele încât să nu scazi niciuna din binecuvântările lui Dumnezeu. Deci făceți lucrul acesta, făceți la nivel personal, făceți la nivel de familie, făceți la nivel de biserică. Și atunci când veniți la ziua mulțumirii, când sărbătoriți dumneavoastră la nivel de biserică ziua mulțumirii, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările, pentru toate realizările, pentru tot ce a făcut Domnul. Este bine să mulțumim pentru pâine, pentru apă, pentru sare, pentru pere, pentru mere, pentru banane, pentru, eu știu, dates, pentru everything, dar cel mai bine ca biserică trebuie să mulțumim pentru nunți, pentru binecuvântările de copii, pentru oamenii vindecați, pentru cei care au fost botezați în apă, pentru cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt, amin? Pentru cei care au umblat pe căi rătăcite și s-au întors la biserică, pentru cei eliberați de droguri, pentru cei eliberați de vicii, pentru cei care au fost parcați undeva și s-au reimplicat în biserică, în fanfară, în cor, eu știu, ușier și în altă parte, pentru cei care au fost zeci de ani zgârciți și acum zdarnici, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acestea, amin? Secretul mulțumirii, acesta este titlul mesajului meu din această dimineață, secretul mulțumirii. Care e secretul mulțumirii? Cum pot să devin un om al mulțumirii, un om mulțumitor, un om care să trăiască o viață de mulțumire, un om care să poarte în inima lui mulțumirea lui Dumnezeu? Dragii mei,
David, când a scris acest verset, când a scris această cântare, l-a găsit pe păstorul și pășunea unde nemulțumirea se stinge. Gândiți-vă în ce context scrie David lucrul acesta. Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Aduceți-vă aminte din toate lucrurile prin care a trecut David și care le scrie Scriptura. Urcușurile, coborâșurile, faptul că a fost prigonit, a umblat dintr-un loc în altul, s-a ascuns în peștere, a fost la un pas să fie omorât. Dar vine momentul în care David scrie și spune, Domnul este păstorul meu. Și pentru asta, orice s-ar întâmpla, oricum eu nu voi duce lipsă de nimic. Slăvit să fie El. El a găsit lucrul acesta, dragii mei. Dorința neîmplinită din viața noastră este soră cu nemulțumirea. Tot ceea ce noi ne dorim și în special ceea ce ne dorim pământește și nu obținem la momentul în care ne dorim, se transformă într-o atitudine de nemulțumire și uneori mai rău se agravează această boală și se transformă într-o invidie păcătoasă, privind la cel de lângă mine și spun, măi, lui ăsta a reușit menanul ăsta să-și cumpere casa pe care și-a visat-o și eu n-am reușit și în loc să-l binecuvintez, eu încep ce să fac? Să-l invidiez, că lui eu merg și mie nu. Dorința neîmplinită, dorința care este, nu-i pusă sub disciplină, nu-i ținută în hățuri, se transformă într-o atitudine de nemulțumire. Sunt nemulțumit față de Dumnezeu, că nu m-a ajutat să-mi cumpăr mașina care mi-am dorit-o, că nu m-a ajutat să intru la universitatea care am vrut, că nu m-a ajutat să mă căsătoresc cu băiatul sau fata care am vrut eu. Și încep să fiu nemulțumit sau nemulțumită. Dorința nestăpânită se transformă în felul acesta. Și ea, dragii mei, poate fi biruită doar având o inimă mulțumitoare. A fi mulțumit cu ceea ce ai nu înseamnă a lucra ca să-ți meargă bine. Cuvântul lui Dumnezeu binecuvintează pe cel harnic. Dumnezeu binecuvintează mâinile care muncesc. Dumnezeu împotriva celor leneși. Dar Dumnezeu dă înțelepciune să știi să faci un balans, un echilibru între muncă, între viața spirituală, între familie, între slujire și celelalte lucruri. Amin? Amen. Și asta se poate, dragii mei, cu o inimă mulțumitoare. Gândește-te în această dimineață la tot ceea ce ai și apoi privește la toate aceste lucruri prin două adevăruri biblice. Privește la tot ce ai și la tot ce ești. Și trece-le prin sita la două adevăruri biblice. Primul adevăr biblic este că tot ce ai tu nu este al tău. Știați lucrul acesta? Totul, spune Scriptura, că ne este dat pentru o vreme spre administrație, spre chivernisire. Tot ce ai nu este al tău. Tot ceea ce tu vezi și îți creează plăcere sau o formă sintetică de fericire, de împlinire, nu vei lua cu tine nimic dincolo. Aduceți-vă aminte de bogatul care i-a rodit țarina, a făcut hambare, a mers business-ul, a avut un income extraordinar și spune, știi ce am să-mi fac? Am să stric hambarele vechi, fac noi, să am și am să spun sufletului meu, suflete, mâncă, bea și veselește de că ai multe bunătăți pentru multă vreme. Și vine Dumnezeu și spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta îți voi lua sufletul și cu tot ce ai strâns. Știți care este cea mai mare dramă a vieții, mai ales când ai posibilitatea? Cea mai mare dramă a vieții este să vrei să mori bogat. Și n-ai să iei nimic cu tine, nici măcar driver license-ul. Nici ăla nu-l iei. Se spune că atunci când a murit Rockefeller, un reporter se apropie de contabilul lui și îl întreabă cât a lăsat domnul. Contabilul îi spune simplu, totul, tot, orice ai agonisi, orice ai face, totul lași, pentru că adevărul biblic este că tot ce ai, până la urmă, nu este al tău. Dacă Dumnezeu vrea într-o zi, într-o bună dimineață, într-un moment în care ție nu-ți place și nu l-ai programat și nu l-ai dorit niciodată, ți-a totul. Poți să ai un accident de sănătate și dacă n-ai medical insurance, îți ia statul și spitalul totul și rămâi fără el. Poate Dumnezeu să te pună la pat și tot ce ai nu-ți mai aduce fericire niciodată. Poate Dumnezeu să facă orice lucru într-o zi, într-o clipeală de ochi și tot ce ai nu mai este al tău și îți dai seama abia atunci că nu e al tău. Este un adevăr biblic, dragii mei. De aceea Dumnezeu spune, dacă ai, să știți că Dumnezeu nu-i împotriva lucrurilor, nu-i împotriva să ai,
dar este împotriva să administrezi greșit ceea ce Dumnezeu ți-a dat ca binecuvântare. Tot ce ai nu este al tău. Al doilea adevăr biblic, dragii mei, este că tot ce ai nu ești tu. Tot ce ai nu te definește pe tine. Dacă ești mai bogat sau mai sărac, nu înseamnă că ești mai bun sau mai slab. Dumnezeu nu se uită la ce ai. Dumnezeu nu se uită, spune Scriptura, la ce izbește ochiul, ci se uită la inimă, la viață, la caracter. În cer vom ajunge nu după posesii, ci după viață, după ceea ce suntem noi, după ceea ce am trăit pentru Dumnezeu. Al doilea adevăr este că tot ce ai nu ești tu, nu ești tu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune lucrul acesta. Se spune că Doug McKnight a fost diagnosticat cu o scleroză multiplă și înainte ca să se îmbolnăvească, boala să se agraveze, și a făcut o listă de rugăciune. Și din 18 puncte de rugăciune, spune istoria că din lista aceasta de rugăciune, 18 au fost motive de mulțumire și 6 au fost cereri. Știi când poți să-ți dai seama că ai o viață de mulțumire? Când te uiți la propria rugăciune. Vreau să vă întreb în această dimineață, când te pui pe genunchi, când te rogi, acasă, în familie sau la biserică, cât de mult ceri și cât de mult mulțumești? Dacă lumea aceasta îți oferă 100 de motive ca să fii trist, îndurerat, dezamăgit, Dumnezeu îți dă 10.000 ca să te bucuri și să fii mulțumitor. Slăvit să fie El. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, adu-ți aminte de toate binecuvântările Lui și nu uita niciuna din binefacerile sale. Atunci când te rogi, fratele meu, soră dragă, când te rogi, cât timp mulțumești lui Dumnezeu? Azi ai putut să-ți bei cafeaua, așa-i? Alții nu pot să știi, pentru că nu o au, pentru că chiar nu pot bea. Alții sunt sub aparat, sunt între viață și moarte, pe un pat de spital. După masă ai să lai ei un lanț bun. Știați că în America sunt atâția copii care dorm și se merg la culcare flămânzi, care n-au ce mânca dinner? Știați că gradul de poverty în America au crescut și crește din ce în ce an, în fiecare an mai mult și mai mult? Știați că sunt în America astfel de oameni? Citeam o statistică care spune că 4 din 6 copii merg la culcare seara fără să mănânce, sau mănâncă chipsuri, sau mănâncă lucruri din astea prefabricate. Și copiii tăi au mâncare, au pâine de 4-5 feluri, au cărnați, salam de 4-5 feluri, au și un sărat și nesărat, au și cașcaval de ala și din ala, au și haine. Te uiți la tine în closet și jumătate de oră te scarpin să te uiți cu ce batic să îmbrac, ce jachet să-mi pun și care partof să-mi iau. Gândește-te că sunt alții, îmi pare rău că n-am adus o fotografie, copiii în Africa care își fac sandale, care își fac papuci din sticlele acelea de plastic de Coca-Cola. Pentru că n-au acest lucru. Ce spuneți, avem motive de mulțumire? Gândiți-vă, dragii mei, când vă rugați sincer înaintea lui Dumnezeu, câte motive de mulțumire aveți? Vă ce spune, Doamne, îți mulțumesc azi, îți mulțumesc azi. Să știți că fiecare lucru din acesta mărunt este o minune din partea lui Dumnezeu. Și durerea mare este că de multe ori noi ne obișnuim cu minunile lui Dumnezeu și credem că așa trebuie. Credem că Dumnezeu e obligat să ne le dea. Credem că Dumnezeu e obligat să ne dea viață, sănătate, să ne deschidă ochii dimineața, să mergem la biserică. El nu e obligat cu nimic. El n-are nicio datorie față de noi. Faptul că suntem aici, respirăm aerul lui Dumnezeu, privim prin ochii care Dumnezeu ne-a dat, este un har din partea Domnului, mărit să fie El. Aș vrea să vă gândiți la aceasta. Tot ce ai tu nu este al tău. Și pentru că nu este al tău, trebuie să mulțumești lui Dumnezeu. Tot ce ai tu nu te definește pe tine, nu ești tu. Și de aceea trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile. De aceea David spune, Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Oare n-a dus David lipsă de nimic? Dar știu că în toate lucrurile, dacă l-are pe Domnul, dacă l-are pe Dumnezeu, dacă l-are pe Jehova lângă el, toate lucrurile will be just fine. Amin? Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Aș vrea să te întreb în această dimineață, ce lucru
Ce eveniment, ce situație te împiedică pe tine ca să nu fii bucuros azi? De ce nu poți să fii bucuros azi? De ce nu poți să zâmbești? De ce nu poți ca să lauzi pe Domnul? De ce nu poți să mulțumești? De ce nu poți să cânți cu bucurie? De ce nu poți să faci lucrul acesta? Care este motivul? Și dacă dorința ta nu se va împlini, n-ai să fii bucuros niciodată? Gândiți-vă la lucrul acesta, n-ai să fii fericit niciodată? Dacă l-ai pe Hristos, ai totul. Amen. Și cuvântul Domnului nu numai atâta de ne spune, pot totul. Pot totul, mărit să fie Domnul, amin? Pot totul în Hristos. Primul lucru, dragii mei, care vreau să vă spun este că secretul mulțumirii este să îl ai cu adevărat pe Domnul ca, Iisus, ca păstor și mântuitor, amin? Să-L ai pe Iisus ca păstor, să-L ai pe Dumnezeu ca păstor, să poți spune cu toată inima, cu siguranță, Domnul este păstorul meu. Asta este primul aspect al secretului mulțumirii. Țineți minte, ceea ce găsești, tot timpul depinde de ceea ce cauți. Amin? Ceea ce găsești, depinde tot timpul de ceea ce cauți. Spunea fratele Doru Cărdei din Biserica Filadelfia din Chișinău, dădea exemplul acesta și spunea, în biserică când vii poți să fii albină sau poți să fii muscă. Albina ia nectarul, musca se așează pe tot gunoiul. Tu ce găsești, ai să pleci de la biserică și ce ai găsit înseamnă că arată ce ai căutat. Da? Ai venit să-i vezi rochia, fusta, baticul, pantalonii, eu știu, calitatea predicării, cât de mult s-a întins programul, aia ai să găsești. Apoi, dragii mei, tot timpul vei găsi ceea ce cauți, normal, nu? Și vă dau exemplul acesta. Vă aduceți aminte de cele 12 iscoade care au fost trimise în Canaan să-i scodească? Fiecare a găsit ce a căutat. Unul a găsit binecuvântare, belșug, a văzut cum Dumnezeu le poartă de grijă, a văzut cum Dumnezeu o să-i dea în mâinile lor și ceilalți ce-au văzut? Uriaș, pericol, probleme, ăștia ne mănâncă de vii ca pe lăcuste, ăștia sunt mari, puternici, noi... Gata, Dumnezeu ne-a adus să ne omoare. Aș vrea să vă întreb, când te uiți la o problemă, ce vezi? Partea plină sau partea goală a paharului? Când există o criză sau o problemă, ești parte din soluție sau parte din problemă? Că e diferență mare. E diferență mare să fii parte din problemă și diferență mare să fii parte din soluție. Fraților, avem nevoie asta. Poți să spui, nu se poate face nimic? Sau poți să spui, cu Domnul putem totul în Hristos care ne întărește, slăvit să fie El. Asta este atitudinea corectă a omului cu o inimă de mulțumire, a omului care poate spune cu adevărat, Domnul este păstorul meu și păstorul meu apără de lup și păstorul meu are toiagul în mână și păstorul meu mă duce la pășuni verzi și la ape de odihnă și păstorul meu mă întinde o masă binecuvântată în fața vrășmașilor mei și păstorul meu îmi unge capul cu un de lemn și păstorul meu umple paharul de dă peste el, slăvit să fie el. Asta pot să spun despre păstorul meu, dacă este păstorul meu, dar dacă el nu-i cu adevărat păstorul meu, o să mă tot vaicăr, am să tot oftez, am să tot spun că nu o să meargă, că nu putem, că nu merge, că tot în criză, că tot probleme, că tot nu se întâmplă nimic, că tot așa. Cine este păstorul vieții tale? Lumea? Păcatul? Situația politică, economică sau Iisus Hristos? Mărit să fie El! Amen. Secretul mulțumirii, dragii mei, este să-L ai pe Iisus ca păstor al tău. Apoi, atunci când îl ai pe Iisus ca păstor, să ții minte că de fapt ai totul. Ai totul. Ai har și iertare pentru fiecare păcat și greșeală pe care o faci. Și asta este extraordinar, dragii mei. Pentru că în lumea aceasta niciun consilier, niciun doctor, niciun businessman, niciun banchier, niciun informatician, niciun profesor, niciun ministru, niciun om politic nu poate să-ți rezolve problema păcatului și greșelii tale decât Iisus Hristos, Domnul mărit să fie El. Și când îl ai pe El ca păstor, tu ai har, tu ai milă, tu ai înțelegere, tu ai iertare pentru fiecare păcat și greșeală pe care o faci. Și având harul acesta, tu ai siguranța tot timpul
timpul, că dacă te pocăiești vei ajunge în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Mărit să fie El! Dacă l-ai pe Iisus, dragul meu, tu ai siguranța că ai călăuzire pentru fiecare răscruce de drumuri. Noi avem un Dumnezeu viu care vede, amin? Noi avem un Dumnezeu viu care aude, amin? Noi avem un Dumnezeu viu care vorbește, amin? Noi avem un Dumnezeu care este deja în ziua de mâine, amin? Noi avem un Dumnezeu care are lumină și călăuzire pentru fiecare răscrucie, pentru fiecare moment de decizie, pentru fiecare moment de hotărâre a vieții noastre. El are înțelepciunea, El are descoperirea, El are bunătatea și El ne oferă promisiunea și siguranța, dragii mei, că El are un viitor și o nădejde pentru fiecare dintre noi. Când îl ai pe El, tu ai călăuzire pentru fiecare răscruce. Slăvit să fie El! Apoi, dragul meu, când îl ai pe El, tu ai lumină pentru fiecare colț al vieții. Spune cuvântul Domnului, și chiar dacă merg prin valea umbrei morții, El o transformă într-un loc plin de binecuvântări. Aleluia! Când ești în criză, dragul meu, aș vrea să nu uiți, când ești în valea umbrei morții, când ești în momentul de întuneric, când vine furtuna și bate în ferestrele casei tale, la ușa casei tale, când vine cu tremurul necazului și durerii, aș vrea să nu uiți lucrul acesta. Dacă l-ai pe Iisus ca păstor al tău, El are lumină pentru fiecare colț întunecat al vieții tale, slăvit să fie El. Apoi când îl ai pe El, dragul meu, ca și păstor al vieții tale, tu ai ancoră, tu ai sprijin, tu ai suport pentru fiecare furtună care vine peste viața ta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cel ce face din cel preanalt turnul de scăpare și cetățuia de adăpost, nimic nu vine peste el și nicio nenorocire nu se atinge de el. Nu înseamnă că nu te doare, nu înseamnă că nu simți cât de tare bate vântul, nu simți că poate cum te lovește grindina, dar tu știi că dincolo de norii acestea este un soare și mai strălucitor, mărit să fie Domnul. Tu ai un sprijin, tu ai un fundament, tu ai o bază, tu l-ai pe Iisus ca Domn și Păstor al vieții tale, amin? Asta înseamnă secretul mulțumirii, să ai lucrul acesta. Se spune că odată un misionar s-a dus într-o tabără de leproși și a auzit acolo unul din leproși care era plin de rând și bandajat cântând o cântare extraordinară care se intitulează Când îmi număr multele tale binecuvântări. Și spunea misionarul acesta că așa de tare a fost marcat de felul cum a cântat cu lacrimi acest lepros, încât a spus, Doamne, de azi înainte am să cânt cu totul altfel cântarea aceasta de mulțumire. Dragul meu, când cânți o cântare de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, te gândești tu la toate binecuvântările care Dumnezeu ți le-a dat? Chiar crezi ceea ce cânți? Chiar simți ceea ce cânți? O, Doamne, învață-ne matematica Ta! Învață-ne socotelile Tale! Învață-ne să învățăm mai mult să adunăm decât să scădem, amin? Este așa de important lucrul acesta. Și în al treilea rând, dragii mei, când îl ai pe El ca Domn și Păstor, vei începe să trăiești o viață de mulțumire. Știți, când trăiești o viață de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, ai să vezi mai puțin și greșelile altora. Spune cuvântul Domnului, nu știu câți dintre voi vă gândiți în profunzime la acest cuvânt, dar spune, dar dragostea acoperă. Și știți ce face dragostea? Atunci când realizez că sunt cu limite, voi înțelege că și cel de lângă mine are limite. Atunci când înțeleg că eu greșesc, știu că și celălalt trebuie să fie iertat. Atunci când vreau ca oamenii să mă înțeleagă și să se poarte cu bunătate față de mine, am să o fac și eu față de ei. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne învață tot ce vreți să vă facă alții vouă, făceți-le. Dacă vrei să-ți vorbească frumos, vorbește frumos. Dacă vrei să-ți zâmbească, zâmbește. Dacă vrei să fii vorbit de bine, vorbește tu pe alții de bine. Dacă vrei să fii încurajat, încurajează. Dacă vrei oamenii să se roage pentru tine, roagă-te. Dacă vrei oamenilor să le pese de tine, să-ți pese și ție de ei.
Asta este legea lui Hristos, mărit să fie El. Dumnezeu ne va învăța, considerându-L și luându-L pe El ca păstor al vieții noastre, Dumnezeu ne va învăța cum să avem o inimă mulțumitoare. Nu uitați că în matematica lui Dumnezeu, când este vorba de roadă, nu toți aduc 100% roadă. Știați asta? Unii aduc 60, alții aduc 30, pentru că atâta pot. De ce eu să-i cer 100 dacă atâta Dumnezeu i-a dat? Fiecăruia spune că i s-a dat după încredințarea lui, după credință și după harul care i l-a fost dat. Și asta ne va face să fim mulțumitori. Ai putut să faci acum atâta, slăfit să fie Domnul, te încurajez să faci mai mult. Nu trebuie să spui, ai făcut doar atâta. Nu, ai făcut, good job, eu știu că pot face mai mult. Este așa de important lucrul acesta, dragii mei. Se spune că odată un evreu a avut un colaps, o criză financiară, i-a căzut business-ul, se duce la un rabin și îi spune, rabine, am pierdut totul, am pierdut casă, am pierdut mașină, am pierdut accounturi, am pierdut business-ul, am pierdut totul. Și rabinul îl întreabă, ți-ai pierdut credința? Nu, n-am pierdut-o. Ți-ai pierdut caracterul? Nu, nu l-am pierdut. Ți-ai pierdut mântuirea? Nu, n-am pierdut nici mântuirea. Și atunci îi spune, păi stai liniștit, n-ai pierdut niciuna din lucrurile care contează. N-ai pierdut niciuna din lucrurile care contează. Marea dramă și marea tragedie este să pierzi lucrurile care contează. Ai pierdut în business azi, mâine poți să câștigi. Banii se fac, banii vin, banii se duc, amin? Sănătatea vine, sănătatea se duce. Tinerețea vine, tinerețea se duce. Dar contează ceea ce ține veșnic, amin? Caută să nu-ți pierzi credința, caută să nu-ți pierzi mântuirea, mai ales caută să nu-ți pierzi caracterul. Pavel spune așa de frumos, înainte de toate, fiți oameni, fiți oameni. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, amin? Fiți oameni. Atunci când ai o inimă și o viață de mulțumire, frați și surori, să vedeți cum afectează viața de familie și tu poți să-ți câștigi familia. Tu poți să te îndrăgostești mai ușor de soția ta, tu poți să oferi mai multă atenție copiilor tăi, tu poți să simți cu inima. Știți ce spune Domnul Hristos când vorbește, când se vorbește despre Ioan Botezătorul? Spune că El va veni în Duhul și puterea lui Ilie și va întoarce ce? Inima va întoarce către copii. Știați, dragii mei, că problemele adolescenților sunt la fel de serioase, la fel de grave, la fel de stresante ca problemele oamenilor mari care suntem noi? Știați că ei se chinuie, se consumă, se stresează tot la fel de mult ca și noi când ne chinuim și ne stresăm pentru biluri, pentru lucru, pentru sănătate, pentru viitor și așa mai departe? Dar n-ai să înțelegi lucrul acesta niciodată dacă nu lași ca Duhul lui Dumnezeu să-ți întoarcă inima, nu autoritatea, nu disciplina, nu decibelii vocii tale, nu emoțiile tale, nu stricteția ta, nu faptul că tu știi să dai cu pumnul în masă și toți copiii să tremure în jurul tău. Nu, Dumnezeu așteaptă să lași ca Duhul lui Dumnezeu să-ți întoarcă inima. Să ai timp să-L asculți, să ai timp când îți vorbește și-L doare să-L înțelegi și să plângi cu El. Ca tată să nu te grăbești să-i dai o soluție. De multe ori copiii noștri n-au nevoie de soluții, au nevoie de timp și o ureche care să le asculte necazul. Fă lucrul acesta. Având o inimă de mulțumire, îți vei câștiga soțul, îți vei câștiga soția și mai ales îți vei câștiga copiii. Copiii au nevoie de un tată și o mamă care să fie exemplu de credință pentru ei, nu de predici, nu de legi, nu de când să stingă lumina și când să o aprindă, nu de când să se uite pe telefon, nu când să se joace pe iPad sau nu. Atunci când vor vedea exemplu în tine, cuvântul tău va avea autoritate și putere, chiar dacă vorbești cu volumul mititeal. La ei nimeni nu va striga tare cuvântul tău. Amin? Apoi, dragul meu, vei câștiga ore scumpe cu familia și cu copiii tăi. Atunci când ai tăria de caracter să spui destul, mi-ajunge atâta, am nevoie de familie, am nevoie de părtășie. Am făcut anul acesta un legământ cu soția și am spus că numai în cazuri nu știu de care, dar am zis niciodată, orice n-ar fi la job, eu sâmbătă nu mă duc la lucru. Nu mă duc, stau acasă.
Apoi anul ăsta am avut mai multă îndrăzneală, am zis din când în când și în cursul săptămânii câte o zi să stau acasă. Am să lucrez 4 zile, dacă Dumnezeu mă ajută am să lucrez 3 zile, dacă Dumnezeu mă ajută n-am să lucrez nicio zi. Știți de ce? Pentru că este important să investim în ceea ce luăm cu noi în cer, amin? Este important să investim și dacă noi am înțelege, am avea tăria de caracter, puterea și frica de Domnul, să spunem destul. Mi-acopăr bilurile, am ce mânca, am cu ce mă îmbrăca, spune cuvântul lui Dumnezeu, vă este de ajuns. De multe ori, spunea fratele Petrică la Scău, că noi când spunem rugăciunea Tatăl nostru, spunem și pâinea noastră cea de toate zilele, de fiecare zi, dă-ne-o nouă când, astăzi să avem pâine multă, să deschidem un butic, să o vindem, să facem business, să facem bani. Ne-am vrea așa, dintr-o dată, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să te întreb în această zi, dacă ai o inimă mulțumitoare, ai tăria de caracter să spui destul și să începi să petreci ore scumpe și frumoase cu soția, cu soțul și cu copiii tăi? Pentru că investind în soție, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că de soție nici în cer nu scăpăm. Știați asta? Spune Petru că ele vor moșteni împreună cu voi harul veșnic. Așa că bărbaților, dacă v-ați săturat de soții, forget about. Ele cu voi în cer o să meargă. Treaba aia cu până la moarte nu merge, să știți că acolo tot cu ele o să fiți. Apoi nu uitați, copiii luați în cer. Și contează să investești în ceea ce vei lua cu tine în cer. Când ai o inimă mulțumitoare, poți să câștigi bucurie. De câte ori v-ați stresat pentru lucrurile care nu le aveți? De câte ori v-ați stresat cu lucrurile care le-ați pierdut? Dar dacă ai fi spus destul, n-ai fi trăit mai bucuros și mai fericit? Ți-ai cumpărat mașină nouă, te-ai bucurat o săptămână, te-ai dat rotund prin parcare și după aceea ce? Te-ai obișnuit cu ea, ți-a pierit fericirea și ai vrut altceva, că au apărut ceva mai nou. Minciuna din economia asta este că ei îți fac mașini din 2015, deja poate pentru 2017. Ți se pare că e mai bună? Nu, toate mașinile, indiferent de firmă, sunt făcute să funcționeze bine doar 5 ani. Odată un reporter a întrebat doi bătrânei care au trăit o viață de căsnicie de 50 de ani, i-a întrebat, cum ați rezistat să trăiți împreună 50 de ani? Și fratele înțelept spune, știi ce? Pe vremea noastră, lucrurile când se stricau, se reparau, nu se aruncau la garbici. Mă înțelegeți ce spun? Astăzi, pentru problemele căsniciei, cel mai ușor e să-ți arunci căsnicia la garbici, adică la divorț. Lucrurile tot timpul se pot repara, mărit să fie Domnul. Amen. Poți, dragul meu, să câștigi bucurie, poți să câștigi credință și nu în ultimul rând, poți să câștigi o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. Știți ce spune Pavel în Romani? Spune, nici nu i-au mulțumit, nici nu i-au proslăvit numele, ci și-au dedat inima la lucruri deșerte și Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Dați-mi voie să închei cu un adevăr pe care vi-l spun în această zi. Cea mai mare pedeapsă pe care ți-o poate da Dumnezeu este să te lase în voia minții tale blestemate. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Dacă știi că trăiești în păcat, dacă știi că ai păcat în viața ta și nu te-ai îmbolnăvit, n-ai avut un accident, nu ți s-a întâmplat nimic, nu te-a scuturat Dumnezeu bine, înseamnă că s-ar putea să fie o pedeapsă mai gravă. O pedeapsă de care nici măcar nu-ți dai seama. Și cea mai mare pedeapsă este ca Dumnezeu să te lase în voia minții tale rătăcite, în voia minții tale blestemate, să te lase să trăiești după cum vrei tu. Și apoi spune ca în Eclesiastul, dar nu uita, că pentru toate acestea, într-o bună zi, Dumnezeu te va chema la judecată. Aș vrea în această zi Dumnezeu să ne învețe secretul mulțumirii. Frați și surori, din tot sufletul, vă invit în această dimineață să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările. Vă invit din toată inima să vă faceți bine socotelile și să nu uitați niciuna din binefaceri. Apoi, frați și surori, vă invit în această dimineață să vă gândiți la toate lucrurile bune pe care frații slujitori, coriștii, fanfariștii, tinerii le-au făcut în biserica aceasta. Învățați-vă să le mulțumiți.
Nu uitați, și spuneam și data trecută când am predicat despre mulțumire la dumneavoastră, nu uitați, nimeni nu e obligat și nimeni nu-i dator față de dumneavoastră să cânte în cor. Eu o fac cu dragoste și o fac voluntar, nimeni nu-i plătește. Și pentru ceea ce-i fac voluntar, trebuie să-i mulțumim. Le mulțumim azi că au cântat, amin? Le mulțumim azi fanfariștilor că au cântat. Mulțumim ușierilor care ne-au primit. Mulțumim slujitorilor care ne slujesc. Pentru că nimeni nu este dator să ne facă lucrurile acestea. Mulțumim celor care aprind lumina, dau căldură, celor care fac curat. Nu sunt obligați într-un fel sau altul. Poate vei spune, a, dar noi plătim pe cel care face curat. Și ce? Dacă vrea o face, dacă nu, salutare. Nu-i trebuie salariul tău și să duce șcată de treabă. Gândiți-vă, luați atitudinea aceasta și ori de câte ori cineva face ceva, nu fiți zgârciți la mulțumit. Nu uitați lucrul acesta și închei. Cuvântul mulțumesc nu se uzează niciodată. Domnul să vă binecuvinteze. Lăudați să fie Domnul! Înainte ca să încheiem cu mulțumire Domnului pentru părtășia care am avut-o în această dimineață, aș vrea să dați voie să mulțumesc în primul rând Domnului pentru această primă parte a zilei de 8 noiembrie 2015 și apoi să vă mulțumesc tuturor care ați venit să vă închinați împreună cu noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim fraților, fratelui Marian Condrat, care ne-a onorat cu prezența și ne-a binecuvântat Dumnezeu prin el. Mulțumim pentru mesaj, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Pentru fratele Sami, de asemenea, mulțumim Domnului pentru Marcus, care a cântat fain de la trompetă, și frații din Tennessee, care sunt cu el. Mulțumim apoi celor care s-au întors acasă, sunt mai mulți, o să-i amintim după masă, vrem să câștigăm timp. Vreau să spun câteva lucruri care sunt importante pentru după masa zilei de astăzi. Fanfara bisericii noastre, după masă, va prezenta un program special, deci vor debuta să cânte în calitate de fanfariști un număr de peste 80 de copii între 6 și 12 ani. Timp de un an de zile s-au ocupat de ei frații dirijori de la fanfară, fratele Vasile Pop, fratele Sebi și ceilalți dirijori. Am dorit să le mulțumim și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aș vrea din toată inima să chemați pe mulți să vină după masă la biserică. Vor cânta 4 cântări, corul va cânta 2 cântări și vom avea o predică și sigur ne vom ruga. Alte puncte nu mai sunt pe programul în după masa zilei de astăzi. Dumnezeu să binecuvinteze fanfara bisericii. Și corul și grupurile de laudă, dar în mod special fanfara bisericii în seara zilei de astăzi va fi pentru noi un prilej de mare mulțumire și bucurie pentru tot ceea ce Domnul prin ei a făcut și va face în viitor. Amen, biserică! Apoi, vom intra în săptămâna aceasta, așa cum de mult am anunțat, o să avem 2 seri de rugăciune de la orele 8 în ziua de marți, noiembrie 10, în ziua de vineri, în ziua de vineri, care este cât? 12, o să avem de la orele 8 rugăciune. Apoi, săptămâna viitoare, de asemenea, în ziua de marți, de la orele 8 și în ziua de vineri, o să avem rugăciune de la orele 8. Asta înseamnă că începem la orele 8 și nu știm cât vom termina. Va fi o seară de stăruință în rugăciune, va fi o seară de rugăciuni prelungite. Va fi o seară când ne vom ruga pentru ca Dumnezeu să ne reumple cu Duhul Sfânt. Dumneavoastră trebuia să spuneți un amin. O biserică apostolică trebuia să spunem un amin. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus, Duhul Sfânt, Tatăl Ceresc vor fi la seriile astea de rugăciune. O să fie și fratele meu, Sandu Luca. Este un om chemat la lucrarea asta. În Springfield, Missouri, a fost 2 săptămâni, Domnul a botezat peste 10 suflete cu Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul! Săptămâna trecută a fost în Phoenix, Arizona, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt peste 10 suflete. În săptămâna în care vom intra, va fi aici. Dar nu el botează cu Duhul Sfânt, este un om a rugăciunii. Este important să avem
fochiști și nu pompieri. Amin, biserică! Amin, biserică! O biserică pentecostală apostolică trebuie să apese pe pedala care se numește rugăciune. Da? Cuvântul este foarte important. Dar sămânța fără apă rămâne în pământ. Nu încolțește. Cât ar fi ea de sănătoasă și de bună. Sămânță bună ne trebuie. Cuvânt din partea Domnului ne trebuie. Dar lângă cuvânt ne trebuie și apă. Apa Duhului Sfânt. Amin, biserică. Ne ridicăm în picioare. Să apăsăm pe anunțurile astea și după masă. Vă chemăm, vă chemăm, nu vă poruncim, ci vă rugăm frumos. Vă rog, vă rugăm frumos. Veniți marți seara la orele 8. Veniți joi seara la orele 8. Nu veniți să plecați după 2 ore acasă. Poate că rugăciunile vor dura 3-4 ore, până la 12 noaptea. Știți ce este important? Să plecăm de aici, de la rugăciune, altfel de cum am venit. Amin. Și acum, pentru tot ceea ce Domnul ne-a dat în această dimineață și pentru tot ce ne va da după masă, am vrea din toată inima să mulțumim Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze încă o dată oaspeții prin care Domnul ne-a vorbit și ne-a binecuvântat. Spune-mi zile că încă o dată un amin, vă rog frumos. Și apoi mulțumim anticipat pentru fanfară și pentru toți lăutarii Domnului de la Biserica Philadelphia. Plecăm capetele și cu toții mulțumim Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim din toată inima, Doamne, pentru această dimineață. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.